ultima gimnastă din România în acest concurs, Cătălina Bonu. Foarte bine prima linie, inclusiv tururile de la începutul exercițiului. A redresat bine acea aterizare imprecisă după acel salt înainte întins. Foarte bine această linie acrobatică, rondă flic, trei șuruburi, monitoarele noastre au căzut în această clipă, ne-am revenit. Încă o linie acrobatică pentru Cătălina, ar fi extraordinar dacă a stat la elementul acrobatic. Ușoară săritură în față, rondă flic, Dulu Sadecher. Oricum, bine, am terminat concursul cu o mare ratare la sol, cu una mai mică la paralele, dar important este că această echipă are mari, mari perspective pentru Jocurile Olimpice de anul viitor. Concursul va fi încheiat de gimnastele chineze la sol și de cele din Rusia la bârnă. Vom urmări probabil solul. Elena Gomez la bârnă, 9.175, a fost ultima gimnastă pentru echipa Spaniei, deci și echipa Spaniei și-a încheiat concursul. 10 note de plecare, 9.600 pentru Cătălina Bonor. 9.600. Și suntem pe locul 2 deocamdată cu 110 puncte 833 înaintea Australiei cu jumate de punct și înaintea Spaniei. Dar mai avem de trecut un hop, China.